Sfârșit tragic pentru un bărbat de 46 de ani din județul Cluj. Acesta a ajuns în stare gravă la spital după ce s-a răsturnat cu tractorul. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, bărbatul care a murit ulterior la spital. Suflă, o să suflă și pulsul ăsta, tensiunea e aia și bună. Bărbatul se afla împreună cu fratele său pe un teren abrupt din apropierea localității Batin, unde au încărcat o remorcă cu fân. În momentul în care a vrut să întoarcă utilajul și să plece spre casă, remorca încărcată a derapat și a tras tractorul după ea. În acel moment, bărbatul a fost proiectat în afara cabinei, suferind leziuni grave. A avut o cărciță de până acolo în bârbăla, și a încărcat-o și el s-a întâlnat să meargă așa nici unul. Tras aia fânul înapoi și atunci și-a fânul. Fratele victimei a văzut întreaga întâmplare și a alertat autoritățile. La sosirea medicilor, bărbatul era inconștient și a primit îngrijiri la locul accidentului. Acesta a ajuns în stare gravă la spital, unde, din păcate, s-a stins din viață. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a petrecut teribilul accident.